O centrală termoelectrică din sudul Bulgariei a fost închisă temporar din motive ecologice, chiar în plină criză energetică. Instalația ar fi admis o serie de încălcări ale standardelor de mediu, iar ultimele inspecții ale regulatorilor de stat au depistat o depășire substanțială a nivelului admis de dioxid de sulf. Oamenii din zonă protestează și cer măsuri urgente de remediere a problemei. Autoritățile bulgare au dispus suspendarea activității centralei termice Marița 3 din apropierea orașului Dimitrovgrad, după ce recentele evaluări ale obiectului de infrastructură energetică au scos la iveală importante încălcări de mediu. Localnicii au ieșit în stradă pentru a-și manifesta îngrijorările și cer fie modernizarea instalației, fie închiderea ei totală. Săptămâna trecută abia de reușeam să respir. Nu știu ce ardeau, dar nu puteam respira. Pot monta o instalație de purificare a sulfului și nu au decât să activeze mai departe. Nu suntem împotriva muncitorilor de aici și nu vrem să le luăm pâinea. Ultimele depășiri ale nivelurilor permise de dioxid de sulf au fost înregistrate în urmă cu câteva zile. În cadrul ședinței de marți a Guvernului, Ministrul Mediului și cel al Energiei au subliniat că, pe lângă riscul pentru sănătatea populației, încălcările frecvente pun în pericol funcționarea întregului sistem electric din țară și poate duce chiar la oprirea marilor instalații din bazinul râului Marița. Având în vedere faptul că împotriva Bulgariei sunt pornite două procese de judecată legate de calitatea aerului, instanța ar putea să dispună măsuri legate de retragerea derogărilor privind normele de dioxid de sulf în raport cu marile instalații din bazinul Mariței sau să ceară o reducere clară și categorică a capacităților, existând chiar posibilitatea închiderii termocentralelor. Cu o capacitate de 65 de megawați, este o parte absolut nesemnificativă a sistemului energetic al țării. Deci, întreruperea funcționării acesteia nu afectează niciun fel balanța și securitatea energetică. Centralele pe cărbune din Bulgaria funcționează datorită unei derogări de la Comisia Europeană, care permite 3 depășiri medii zilnice și 24 de depășiri medii pe oră. Prin urmare, termocentrala electrică Marița 3 a fost închisă temporar și va fi supusă inspecțiilor de către Ministerul Mediului și Apelor. Dacă se va dovedi că aceasta respectă reglementările de mediu, activitatea instalației va fi reluată.